Hei, Claudia sunt! Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin cu mare bucurie către voi din nou cu o pereche de șosete tricotate. Eu le-am tricotat cu 5 andrele. Haideți să vă spun și numărul cu andrelelor. Deci, sunt numărul 4 andrelele. Dar vă voi arăta, cu foarte multă ușurință, pot fi lucrate și cu andrele circulare, de acelea culesă. Vă arăt exact la început primele două rânduri și astfel puteți proceda pe tot parcursul șosetelor. Am lucrat cu fir aici, e de la Aca Soft, de la Cartopu, Aca Soft și roșu și alb de la ei. E un acril de foarte, foarte bună calitate. Voi puteți să lucrați cu ce fire vă doriți. Dacă vă doriți alb-roșu, așa cum am făcut eu, se potrivesc perfect pentru tolba moșului. Șosete sărbătoare, dar pot fi lucrate și cu alte combinații de culori, nu? Ok, ce am făcut eu? Deci o voi arăta pas cu pas, partea de vârf a șosetei, partea cum se creează modelul, partea de călcâi, o modalitate foarte ușoară, o altă modalitate de călcâi, e al treilea tip pe care vi-l arăt pe canalul meu, în continuare șosetele. Dar perechea aceasta cântărește 90 de grame, deci cu două scule, unul roșu, unul alb, deci cu două scule de acestea, puteți face două perechi de șosete. Alături de fir de tricotat povești, eu am pregătit un kit care cuprinde pe lângă două scule, unul alb și unul roșu pentru două perechi de șosete și explicații pas cu pas. Deci pentru fiecare ochi în parte, fiecare culoare, fiecare pas, scrise de mânuța mea. Deci scrise de fapt la calculator, dar gândite fiecare. Sunt persoane care n-au răbdare să lucreze după tutorial, atunci pot găsi ca și alternativă, pot să cumpere kitul complet care cuprinde și schema. Sau dacă se întâmplă să se împotmolească pe undeva, caută în video unde explic eu pas cu pas pentru toată lumea. Deci, ca variantă, dacă vreți să lucrați gratuit, uitați-vă la tutorial și lucrați pas cu pas alături de mine sau cumpărați kitul și acolo găsiți explicații scrise. Foarte simplu, nu? Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că lucrați alături de mine, că vă bucurați alături de mine. Mă bucur că sunteți și pe canalul Mâncare cu Savoare. Dacă n-ați trecut pe acolo, trageți o raită pentru că am pregătit bunătăți. Sau, dacă aveți un moment liber, intrați și pe canalul Să Fim Sănătoși cu Claudia Crivăs, pentru că și acolo zic eu că sunt subiecte interesante. Perechea mea de șosete e lucrată pentru măsura 38-39, chiar și la 40 vine, pentru că sunt un pic mai intense, da? Deci pentru o mărime mare. Tot ce trebuie să faceți, porniți exact cum am pornit eu, dacă lucrați cu un fir asemănător și cu andrele numărul 4 și lucrați până cât e laba piciorului deasupra, cât e lungimea. Trageți pe picior și vedeți exact. Sau măsurați pe o pereche de șosete, dacă lucrați pentru altcineva. Lucrăm diferit. Poate cineva care lucrează exact cu același fir ca și mine, cu andrele ca și mine, poate să iasă să lucreze mai bătut decât mine și să fie nevoit să lucreze mai mult. Oricum, trebuie să măsurați. Nimeni niciodată nu vă poate spune, pentru că n-are de unde să știe ce tip de lucru, adică felul că lucrați mai strâng sau mai larg, deci n-are cum să vă spună exact pe cât să înmulțiți. Ca aici, că porniți pe 10 ochiuri pe fiecare andrea, cum am pornit eu, e mai puțin relevant. Dar în continuare trebuie să mulțiți până obțineți lărgimea de care aveți nevoie. Și asta puteți să o observați ori trăgând pe picior, ori măsurând pe o șosetă. Și apoi continuați cât aveți nevoie, călcâiul faceți exact cum am făcut eu dacă ați pornit exact la fel și apoi în lungime încolo faceți după cum credeți de cuvință. Modelul, haideți să vă arăt cum arată pe dos șoseta, uitați, eu zic arată foarte bine, nu? E o metodă, eu am mai arătat un model simplu cum se lucrează. Practic modelul este împletit. Creat din ochiuri lucrate și ochiuri nelucrate. Și cu două culori ies astfel de frumuseți. Puteți să lucrați alb-roșu, exact cum am făcut eu, perfect pentru tolba moșului sau în alte culori care vă plac. Haideți să pornim la lucru cu drag și voie bună. Împreună, cumpărați kitul dacă n-aveți răbdare să lucrați după tutorial. Întâi vă voi arăta cum facem, cum pornim pe două andrele de acestea și vom lucra circular.
de fapt toată partea de ciorapi vom lucra cu 5 andrele, dar vă voi exemplifica și cum puteți să lucrați cu o pereche de andrele circulare, de acelea cu lesă. Cum procedăm? Deci, firul spre noi, lăsăm undeva 30-40 cm, un prim ochi răsucit, punem cea de-a doua andrea lângă. Avem firele pe ambele degete. Aceeași mișcare. Da? Avem pe andreaua de sus, acum facem pe andreaua de jos. Deci, vedeți că venim cu firul în jos, în jurul andrelei de jos. Cu degetul de jos ne ducem la andreaua de sus. De jos în sus. De jos în sus. Deci, degetul de sus la andreaua de jos, degetul de jos la andreaua de sus. Da? De jos în sus. Și punem. Eu voi pune 10 ochiuri pe fiecare andrea. Asta în funcție de firul, cu cât e de gros firul și cât e de groase andrelele, puteți începe cu 8, 10, 12. Deci sunt jos, sus, jos, sus. Aceeași mișcare, foarte, foarte simplu. Jos, sus, jos, sus, jos. Am 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10. Dacă am pornit de sus, atunci asta înseamnă că terminăm jos. Acum, răsucim firele acestea și pornim din dreptul firului, de aici. De aici pornim. Și vom lucra ochiuri pe față, un prim rând, fără înmulțire. La primul rând aici e puțin mai greu și mai ales la primele ochiuri, dar nu e imposibil. Deci primul ochi e un picuț aici la început. Lucrăm strâns ca să iasă frumos. Deci lucrăm toate ochiurile pe față. Aici am 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cum trecem la andreaua următoare. Deci, deja aici e mai simplu. Deci, lucrăm cu 3 andrele până obținem numărul de ochiuri. Vom înmulți odată la două rânduri. O voi arăta imediat. Deci, așa se pornesc ciorapii de la vârf, șosetele. Da? Și uitați cum se vede începutul de ciorap. Perfect. Acum, vă voi exemplifica, același lucru se poate face și cu andrele cu lesă. Deci, exact același lucru. Luăm și răsucim un prim, firul e mai subțire aici, dar n-are importanță. Punem andrelele, exact aceiași pași. Deci, cu degetul de sus pe sub andreaua de jos, cu degetul de jos pe sub andreaua de sus. Și punem ochiuri. Aici e doar o exemplificare. Deci sunt jos, sus, deci exact la fel. Și cred că ajunge. A, și jos. Deci am 2, 4, 6, 7, haide să pun 8. 8 ochiuri. Răsucim firul. Uitați că nu așa. Așa. Și exact același lucru. Deci lucrăm întâi pe andreaua unde am încheiat cu firul. Deci avem cele două andrele, uitați cu lesa, scoatem andreaua de jos și lucrăm primele ochiuri. Deci chiar e mai simplu decât cu 5 andrele, pentru că andreaua de jos e mai subțire, da? Observați cât de ușor se lucrează ochiurile. Deci le-am lucrat până la capăt. Acum,
Tragem ochiurile pe care urmează să le lucrăm, le punem pe Andrele, pe Andreea de jos, și aici unde am lucrat, tragem de Andreea. Și le lucrăm și pe celelalte exact la fel. Și în felul acesta se poate lucra perechea de ciorapi până la final. Uitați, foarte simplu, deși cu andrele nu trebuie neapărat să aveți 5 andrele. Și ca să lucrați pentru rândul următor, întâi puneți ochiurile pe care le veți lucra pe andreaua următoare. Am lucrat-o cam strâns aici. Așa. Și apoi tragem de andreaua aceasta și lucrăm. Da? Și tragem bine aici ca să strângem ochiurile, să nu rămână să se vadă urât. Și uitați ce frumos se vede și aici. Da? Uitați. Și în felul acesta, respectând aceiași pași pe care îi voi face eu la ciorape cu 5 andrele, lucrați cu andrele circulare culese. Bun. Cum lucrăm în continuare noi aici? Odată la două rânduri, de aici începe rândul nostru, din dreptul firului, vom înmulți. Deci, facem un prim ochi pe față și apoi înmulțim. Luăm un fir de la baza celui de-al doilea ochi, îl punem pe Andreea și lucrăm. Și în felul acesta am înmulțit, am un ochi în plus. Și continuăm cu ochiurile. Până aproape de finalul rândului. Așa se procedează și dacă lucrăm cules. Când am ajuns, am făcut penultimul ochi, luăm un fir de la baza penultimului ochi de aici și lucrăm în felul ăsta un ochi în plus. Și ultimul ochi. Ca să continuăm, deci rândul e alcătuit din două andrele, nu? Facem și strângem aici ca să fie frumos la îmbinare. Înmulțim, bineînțeles, în dreptul celui de-al doilea, de la al doilea ochi, de aici, continuăm. Deci am făcut o înmulțire și pe partea și pe alta. Practic, la fiecare rând de acesta cu înmulțire se înmulțesc 4 ochiuri. Continuăm. Până la penultimul ochi. Mie mi se pare mult mai ușor lucrat de la vârf decât de sus ciorap. Luăm fir de la penultimul de aici și lucrăm un ochi în plus. Și în felul ăsta am făcut înmulțire. La următorul rând nu mai înmulțim. Da? Aici e începutul de rând. Înmulțim o dată la două rânduri. Da? Veți și vedea, chiar dacă nu țineți minte la ce rând sunteți, dacă sunteți la rândul cu mulțirea, acum chiar să vreau. N-am cum, pentru că e înghesuit aici, se vede că e ochiul abia înmulțit, da? Deci, la următorul rând, nu mulțim de pe cele două andrele, că rândul e alcătuit din două andrele, și pe parte și pe cealaltă. Așa, și pe partea asta la fel. Ca să încheiem rândul, strângem aici între andrele, să nu rămână ochiul lăbărțat. Mergem până la final. Deja avem 12 ochiuri pe cele două andrele. 12 și 12. Uitați ce frumos se vede, se formează deja, vedeți? Se formează vârful. Acum, din nou, suntem la începutul rândului. Pe rândul acesta înmulțim din nou. Deci, facem un prim ochi, strângem aici, luăm de la baza celui de-al doilea un fir
și în felul ăsta înmulțim cu un ochi și continuăm până la capăt. Și facem în felul ăsta până obținem lărgimea de care avem nevoie pentru ciorapă pentru care vrem noi să lucrăm. Acum, dacă vreți să lucrați pentru copilași, bineînțeles că porniți la vârf 6 ochiuri pe o Andreea, 6 pe cealaltă, da? Și la final, din nou înmulțire. Și înmulțim și aici și pe cea de-a doua Andreea la fel. La cel de-al doilea ochi înmulțim și la penultimul aici. Rândul următor nu mai înmulțim. Eu voi lucra până voi obține lărgimea de care am eu nevoie pentru măsura pentru care lucrez eu. Să spunem între 38 și 40 pentru lățimea piciorului meu, eu port 40 la picior și piciorul meu nu este nici exagerat de lat, dar nu e nici foarte subțire. Cel mai bine să măsurați pe o pereche de ciorapi. Dacă aveți o pereche de șosete la îndemână, măsurați și vedeți exact lărgimea de care aveți nevoie. Da? Continuăm, deci respectând regula de care v-am pomenit și în felul acesta, exact urmând aceiași pași și pe andrele cu lesă normală, cu lesă, puteți lucra. Ați văzut foarte ușor, trăgând de fiecare dată câte o andrea. Continuăm până terminăm de făcut vârful. Și am lucrat, dragilor, respectând regula. Uitați ce frumos se vede la început. Nici nu se distinge că e început de rând. Da? Vedeți că are continuitate. Este perfect pornit așa și pe laterale se vede bine. Acum am ajuns la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pe fiecare andrea. Și este suficient pentru mărimea pentru care lucrez eu. Dacă lucrați pentru o mărime, ce știu, 35-36 cu același număr de andrele și cu un tip asemănător, puteți să faceți să aveți pe andrele 22 sau doar 20 sau dacă lucrați pentru un copilaș să aveți doar 14-16. Oricum adaptați, măsurați pe o șosetă și vedeți dacă este suficientă lărgime. Ca să nu vă iasă nici foarte largă. De aici încolo vom separa. Mai fac încă un rând cu roșu pentru că eu voi face model, adică voi lucra cu două culori la șosetele acestea. De aici nu mai înmulțim, da? Avem grijă să strângem de fiecare dată aici în margine. Deci punem, separăm pe, o să lucrăm cu 5 andrele de aici încolo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, lăsăm Andreea deoparte, luăm alta și facem restul de 12. La primul ochi, întotdeauna când trecem de la Andreea la alta, avem grijă să strângem. Am tot repetat ca să nu, nici să nu se cunoască unde e trecerea de pe o Andreea pe alta. Și lucrăm rândul până la capăt. De la rândul următor, deja eu voi băga culoarea următoare. Dar de aici încolo lucrăm cu 5 andrele. Da? Deci a doua, deci iau și pe ultima. Și de aici încolo pot să las deoparte că nu mai am nevoie. Vedeți cât de ușor se lucrează cu 5 andrele. Foarte ușor. Bune, Andreea pe care lucra să fie deasupra celorlalte două, nu de desubt, că de desubt e mai greu de lucrat. Da? Întotdeauna, dacă se întâmplă, de o aveți așa, când lucrați, e mai complicat. Mie mi se pare mult mai simplu Andreea să fie deasupra. Dar după câteva rânduri, vă obișnuiți și se vor așeza de la sine. Da? Continuăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și e mai ușor de lucrat cu 5 andrele, că nu se mai strâng. Adică deja erau multe pe două andrele și se lucra greu. Da? Și în felul ăsta terminăm rândul. Haideți că am făcut un rând alături de voi. Nu știu dacă era ăsta neapărat cel mai important rând, dar am apucat de am început. Și
vom trece și vom lucra cu alb. Deci am terminat un prim rând. Voi puteți să porniți cu alb de la rândul anterior, nu neapărat de aici, da? Bun, acum aducem firul alb și eu îl voi lega de cel roșu. Aici. Și vom lucra un prim rând, la fel, circular, cu cele ce vedeți, că e Andreaua deasupra. Se așează pur și simplu de la sine. Veți vedea că se va așeza. Deci tragem. Las că am tras eu prea tare și cu asta se rămână nodul aici pe dos. Și tragem la baza celor roșii. Așa. Ca să fie strâns și aici frumos. Și continuăm cu rândul până la capăt. Un prim rând simplu cu alb, fără niciun fel de altfel de modificare. Da? Continuăm. Am terminat un prim rând cu alb, continuăm, trecem cu al doilea, chiar dacă se lăbărțează ochiul acesta cu roșu de desubt, tragem de firul roșu și îl fixăm, da? Mai facem un rând cu alb. Strângem, cum am zis, de fiecare dată, la începutul rândului aici, încercăm cât mai strâns, da? Scuzați-mi zgomotul de pe masă, așa e cu 5 andrele. Deci continuăm cu încă un rând, exact ca și până acum, ca și rândul anterior, tot cu alb, până la capăt.